și al oamenilor lui. S-a început cea mai mare construcție din istoria României și una dintre cele mai mari din lume. Canalul Dunăre-Marea Neagră. Vin mașini. Au sosit din toată țara lucrătorii centralei de transporturi auto cu cele peste 4500 de basculante venite să se alăture altor 30 de tipuri de utilaje. Excavatoare, buldozere, macarale, toți ai întregii țări pentru un drum de apă de 64 de kilometri. Apa de apă se leagă printr-o apă. Legăm Dunărea de mare printr-un canal. Am venit să micșorăm distanțele pentru navigație, să remodelăm peisajul, să fertilizăm întinderile dobrogene. Suntem aici pentru ca Dunărea să întâlnească mai repede marea. Canalul, vast șantier, peisaj românesc, utilaj românesc, efort românesc. Exprimat în volume, canalul înseamnă 300 de milioane de metri cubi excavați, 153 km de drumuri pe care circulăm cu mașinile noastre ziua și noaptea. Redimensionăm o lume sub soarele Dobrogei. Transportăm pământ în care va germina aurul recoltelor. Undu-te vino de zi și de noapte, ca sângele în arterie. Inseparabilul cuplu om-mașină, oameni și mașini din 35 de întreprinderi din întreaga țară, atâția mii de oameni în mii de părți străini. Spunea poetul Lavish. Se poate închipui înaintarea albiei canalului fără traficul nostru rutier? Nefirească ar fi aici tăcerea. Cât timp zgomotul motoarelor noastre înseamnă pământ și rocă dislocată. Își face loc canalul Dunăre-Marea Neagră. Sute de mii de milioane de metri cub de pământ pe care mașinile l-au mutat pe întinderea Dobrogei, oameni și drumuri, noi și mașinile noastre. Întoarcere în timp, ecluza de la Cernavodă și podul combinat ce trece peste ea. Basculantele pleacă, predând ecluza apelor, care o vor lua în stăpânire. Oamenii și mașinile sunt migratori, dovezile prezenței lor rămân. Svelta silueta a pilonilor și perdeaua de praf a vechii Dobroge. Între ele, basculantele, mereu în mișcare, pentru ca drumul canalului să înainteze spre mare. Și tot reîntorcându-ne în trecut, păstrăm amintirea acelor momente când prindea contur ultima poartă a canalului dinaintea mării, ecluza de la Agigea. Pentru a face loc apei,
pământ și rocă sunt duse să smulgă mării o parte din întinderea ei. Primii navigatori pe albia canalului sunt șoferi. Un mesager albastru spre albastrul orizontului marin, lăsând în urmă fabrica de betoane, depozite de pământ, stabilopozi, redute ale înaintării țărmului în ape, semne durabile ale cutezanței noastre, ca într-o migrație vestitoare de nou anotimp alte mașini. Pământul înaintează în mare datorită lor.